am pornit, ar trebui să funcționeze. Deci revin. Avem tabelar diverse tipuri de cheltuieli și venituri. Și chiar la finalul întâlnirii ne-am pus să le centralizăm sub forma unui buget de venituri și cheltuieli. Am zis noi că le-am pus pe cele mai importante, probabil, ca valoare. Avem veniturile și avem cheltuieli. Scuze că mă repet, vreau să fac și eu încoate inventarul să văd dacă e ceva totuși major care lipsește. Deci avem cheltuieli cu materiile prime, salarii brute și contribuții, impozit pe clădire, ambalaje, amortizarea, pe care nu le-am estimat, mă aduc aminte că la ele rămăsesem, îl rugasem pe Valentin să încarce pentru astăzi bugetul cu investiția, ca să avem ce amortiza. Lucru pe care, din nefericire, nu l-a făcut și nu e prea grozav, având în vedere că facem estimarea pe datele lui. Da, mă rog, asta este. Mai departe, mai jos, cred că n-am estimat, dar le putem face foarte repede. Ținta este ca la final să avem acest buget de venituri și cheltuieli, în care să calculăm rezultatul net al exercițiului pentru fiecare an. Și fac ceea ce promisese Valentin că face, preiau repede veniturile și cheltuielile deja estimate în tabel. Vă dura 2 minute, un pic de răbdare, o să vă rog frumos. Uitați-vă eventual dacă vreți, puneți-vă întrebări. Efectiv iau pe fiecare linie cu egal, deci cu formulă, ca după aceea să putem simula valorile din tabel. Venituri din vânzarea de brichete din crengi. Mă duc la tabelul în care am făcut estimarea, și anume al doilea, acesta. Și le preiau de unde? De aici. Și așa mai departe. Pelez din rumeguș al treilea tabel și cu venituri din pelez din paie al patrulea tabel aici. Trec acum la cheltuieli. Veniturile din subvenții pentru investiții. Povesteam data trecută că nu le putem estima până când nu estimăm cheltuielile cu amortizarea. De ce? Pentru că din punct de vedere contabil ele apar concomitent cumva cu înregistrarea amortizării. Am făcut investiția în perioada de implementare și probabil pe parcursul perioadei de implementare a și intrat subvenția. Ați început să înțelegeți probabil pe aceste programe cu finanțări nerambursabile. Semnez contractul de finanțare din momentul în care l-am semnat, din ziua în care l-am semnat, începe perioada de implementare. Ar fi minunat dacă întotdeauna am primit subvenția în ziua în care am și semnat contractul de finanțare, ca să putem să o folosim, să facem plăți, vreau să spun, din ea. Asta este mai degrabă excepția, nu este regula. Regula este aceea că am semnat contractul și din acest moment avem, contabil vorbind, o creanță pentru încasarea subvenției. Asta înseamnă că în contabilitate înregistrăm creanța 445, da? Cont de activ de creanță, la, dacă e vorba de subvenții pentru investiții, 475. Dacă am face acum bilanțul, am avea într-adevăr în activ în partea de creanțe valoarea subvenției, mă rog, dreptului de încasare pentru subvenție, și în pasiv am avea egal ca valoare subvenția pentru investiții. Dar încă banii nu i-am încasat și nu se pune problema să facem plăți prin urmare din ei. În puține cazuri, cele mai blânde și mai, nu știu, prietenoase programe care au existat, se primește subvenția în poate ceva de ordin unei luni, două luni de la semnarea contractului. Nu integral, dar într-un procent foarte mare de 50-75%. A fost cazul de programe de tip Inotech, Startup, România Startup Plus sau România Startup sau programele pentru economie socială. Le-am cam discutat noi, dar astea sunt excepții. Ca regulă ar trebui să avansăm capital de la noi sau din credite bancare, depunem cerere de rambursare, practic un fel de decont, se analizează că s-au făcut plăți de către întreprinderea beneficiară, se virează o parte din subvenție stingându-se din creanță. Bun, nu asta ne interesa însă acum. Am vrut să scot în evidență că veniturile din subvenții apar nici măcar nu în momentul în care încasăm subvenția, ci în momentul în care consumăm ceea ce vom fi finanțat din subvenție. Și dacă din subvenție finanțăm investiții, înțelegând prin asta probabil clădiri, nu că am primit bani să cumpărăm o clădire, s-a mai întâmplat, îmi vine minte România Startup pe care a fost posibil, de exemplu, sau măsura 3 din 2020 în pandemie promitea că ar permite să se achiziționeze clădiri, dar nu s-a mai deschis.
Deci sunt total excepții. Dar, de regulă, sunt finanțări care permit realizarea de construcții. Și atunci, revenind, nu apar veniturile din subvenții în perioada de implementare, ci după finalizarea implementării, dăm în exploatare investițiile, clădirii, utilaje, mobilier, calculatoare, software, ce or fi de la caz la caz, și ele, practic, contabil vorbind, încep să se consume. Lunar înregistrăm cheltuielile cu amortizarea, de aici mai departe, deci post-implementare, în exploatare. Înregistrăm cheltuielile cu amortizarea. În fiecare lună, 6811 la 281, 280, de care or fi necorporale sau corporale. Concomitent, în fiecare lună, recunoaștem o părticică proporțională din subvențiile pentru investiții asupra veniturilor din subvenții pentru investiții. Deci noi acum că facem estimarea veniturilor, pentru a putea estima aceste venituri din subvenții pentru investiții, avem nevoie mai întâi să estimăm cheltuielile cu amortizarea, căci cheltuielile cu amortizarea sunt expresia consumului obiectului finanțat din subvențiile pentru investiții. Clădirile și utilajele, mobilierul pe care avem noi în vedere să le finanțăm din subvenții. Deci, înainte de aceasta, va trebui să estimăm cheltuielile cu amortizarea de pe rândul 17 și după aceea revenim la venituri din subvenții pentru investiții. Am estimat cheltuielile cu materiile prime, cele patru categorii, adică patru tipuri de materii prime. Greșesc, trei materii prime pentru patru categorii de produse, pentru că, de fapt, a patra categorie de produse nu avea cheltuieli cu materiile prime. Am încurcat puțin explicația acum, dar sper că vă amintiți. Am făcut o a patra categorie de produse, tocmai din cele care ziceam noi că nu implică și cheltuieli cu materiile prime, că am primit gratuit, nu știu, creci. Deci, avem cheltuieli cu rumegușul pentru producerea de beghe din paie, le preiau din tabel, cred că ar trebui să fie al cincilea în aceste condiții. Cu rumegușul, sper că am zis. Cheltuieli cu rumegușul pentru producerea de peleți. Aici. Cheltuieli cu paiele pentru peleții din paie. Și gata cu cheltuielile cu materiile prime. Trag în dreapta pentru ceilalți 4 ani. Fac același lucru și sus la venituri. Apoi avem cheltuielile cu salariile brute. Noi le-am estimat pe toate ca și cum ar fi plătite în regie. E o decizie până la urmă de management al resurselor umane, să zicem, sau negociere cu angajații, dar e situația cea mai frecventă în care salariile sunt fixe. Deci preiau cheltuielile cu salariile brute din tabel și revin să iau cheltuielile cu contribuția asigurătorie pentru muncă imediat. Aici. Urmează cheltuielile cu impozitul pe clădire. Și ambalaj. Pentru brichetele din rumeguș, pentru cele din crengi, peleții din rumeguș, și cei din paie. Aceasta a fost ultima cheltuială pe care am estimat-o ora trecută. Și așa ar trebui să arate bugetul nostru până în acest moment. Deci nu uitați, anul 1 este primul an de exploatare. Am spus noi că vom avea 2024 și 2025 ani de implementare a investiției. Finalizăm în decembrie 2025 implementarea investiției. Și din ianuarie 2026 începem exploatarea. Acum, dacă suntem foarte atenți la detalii, contabil vorbind,
cheltuielile cu amortizarea încep să fie înregistrate din luna următoare dării în exploatare. Deci dacă zicem că într-adevăr dăm în exploatare toată investiția din luna ianuarie 2026, de-abia din februarie avem cheltuieli cu amortizare. Deci ca să nu avem diferența asta de o lună, care oricum nu are vreo importanță, având în vedere că sunt valori estimate, sunt valori destul de mari, o să fie o diferență relativ nesemnificativă, dar ca să fie totul perfect, să zicem că dăm în exploatare la final de decembrie și nu generăm încă venituri în decembrie, avem doar o deschidere oficială, dar din ianuarie și producem și vindem și automat înregistrăm și cheltuieli. Ar fi cheltuielile, spuneam, importante statistic vorbind, cu materii prime, cu salarii brute, amortizarea urmează și ea și restul vor fi mărunțișuri. Ca să putem estima cheltuielile cu amortizare, avem nevoie să construim un grafic de amortizare, care n-ar fi complicat, dar am avea nevoie să știm lista cu mijloace fixe, active, imobilizate, necorporale și corporale, valorile lor și să stabilim duratele de serviciu normale. Nu le știm, că colegul Valentin ne-a lăsat fără ele. Ok, asta este. Partea bună este că în principiu știm cam ce ar trebui să fie. Știm ce face firma și știm cam ce ar trebui să aibă. Și fac eu aici, îngropesc un buget imediat. Cu activele imobilizate. Cât să aveți un exemplu. Opa, nu știu ce am făcut asta. Se vede, să măresc imaginea. Deci, imaginez că ar trebui să avem un teren. Prin proiect se face o construcție, asta am reținut că știu că am estimat cheltuielile cu impozitul, hală de producție, da. Scuze, sunt pe alt calculator și nu sunt obișnuit cu el. Și acum, pentru ciclu tehnologic, am avea nevoie de un, cred că, un încărcător frontal, un tractor cu furcă, probabil, zic încărcător, utilaj de încărcare, apoi tocător, uscător, presă, cu tot felul de detalii, un al doilea uscător, sistem de șnecuri și bungăre, nu mai pierd timpul cu detalii. Hai să mai punem și un portal web eventual, ca imunizare necorporală, adică o aplicație web. Să punem, nu știu, mobilier. Calculatoare. Avem nevoie pentru ele de ce? Valori brute în prima fază. Valori brute la care le achiziționăm, că vor fi valori de intrare, vor fi valorile brute, așa cum vor apărea în bugetul de investiții. Mă rog, putem purta discuții, contabil vorbind, dacă facem de la zero o hală de producție, probabil că pe lângă lucrările propriu-zise de construcții, montaj, vom avea tot felul de servicii, precum proiectarea tehnică, asistență din partea proiectantului, din partea dirigintelui de șantier, comision ISC, comision casa constructorilor, taxă pentru obținerea autorizației de construire, taxe pentru emiterea altor avize și se mai adună câteva. Corect, probabil că ar fi, deși în bugetul de investiții le avem separat, în contabilitate să le capitalizăm, să introducem toate aceste cheltuieli în valoarea construcției.
Ăsta iarăși e un detaliu care nu cred că acum ar trebui să ne preocupe atât de mult. Pun niște valori deocamdată din burtă, să zicem și 20.000 de lei site web pentru teren. Nu știu, dacă ar fi 1.000 de metri pătrați, ori 30 de euro, 30.000, 150.000 de lei. Pentru construcție am trecut noi când am calculat impozitul undeva, iată să vedem. ...350.000 de lei. Și preiau de aici valoarea în tabelul cu impozitul ca să respect regula de a nu introduce niciodată de două ori aceeași valoare de la tastatură. Un încărcător frontal cu, eu știu, 40.000 de euro. 200.000, da? Tocător, să zicem, 20.000 de lei. Uscător, 15.000. Presă, 300.000 de lei, poate. Mobilier, să zicem, 10.000. Calculator, dacă ar fi 2-3 calculatoare, să zicem eu 15.000, poftiți. Și acum revin în această foaie pentru a estima cheltuielile cu amortizare. Vă rog să observați că din perspectiva recunoașterii asupra purtătorilor de cost. Acum vorbim puțin tel de conta de gestiune. Cheltuielile cu amortizarea ar fi cheltuieli indirecte în acest caz. Vorbind de cheltuieli directe și cheltuieli indirecte, are sens să vorbim atunci când avem mai multe sortimente de produse. Și noi avem 4 sortimente. Dacă am fi avut un singur sortiment, toate cheltuielile puteau fi văzute ca directe pentru că toate erau aferente acelui sortiment. Avem însă 4 sortimente și unele dintre cheltuielile pe care le-am estimat sunt specifice unui singur sortiment, pe acele le putem trata ca directe, cum ar fi ce avem aici în față, cheltuieli cu ambalajele pentru peleții din paie. Aceste cheltuieli știm că sunt doar pentru sortimentul peleți din paie. Le tratăm ca și cheltuieli directe. Dar cheltuielile cu amortizarea, ele contribuie la producerea tuturor celor 4 sortimente de produse, dar nu putem stabili cu claritate 100% cât din ele e pentru peleții din paie, cât pentru peleții din rumeguș și așa mai departe. Va trebui să le repartizăm dacă vrem să facem o calculație de cost, folosind o cheie de repartizare, automat un mecanism de aproximare. Din perspectiva dependenței de volumul de activitate, sunt cheltuieli fixe, nu sunt cheltuieli variabile. Nu obligatoriu cheltuielile fixe trebuie să fie și indirecte. Deși de multe ori poate că așa este. Deci, pentru a estima cheltuielile cu amortizare, avem nevoie de valorile brute și de duratele de serviciu normale. Valorile brute le preiau din acest buget. Să vedem, cred că voi uni aici celulele. Am preluat valorile brute din buget. Acum avem nevoie de duratele de serviciu normale.
măsurate în ani. Despre ce este vorba? E clar că durata de viață economică a acestor active e finită. Că ele, din perspectiva potențialului de a genera beneficii economice, se consumă. Și acest consum vrem să-l reflectăm prin amortizare, prin cheltuielile cu amortizare. Dar acum, când planificăm, sau când o fi, în decembrie 2020, care era 6, am zis noi, când le dăm în exploatare, ar trebui să estimăm durata aceasta de viață economică. Pentru calculul amortizării folosim un catalog cu durate, cu intervale, de fapt că nu cu durate, cu intervale. Și haideți să vedem. Marchez cu verde pentru că vor fi valori introduse de la tastatură. Pentru portalul web, să spunem 3 ani. Teren nu e cazul, nu trebuia să-l pun aici deloc. Hala de producție, nu știu, 40 de ani, să spunem. Încărcător, 8 ani, la fel să spunem celelalte utilaje, mobilier de la 9 la 12, hai să zicem 10 să fie mai rotund, calculatoare 3 ani să zicem. Avem acum valorile brute, avem duratele de serviciu normale, putem să calculăm cheltuielile anuale cu amortizare. Presupunând că folosim metoda liniară de amortizare, cea mai comună, împărțim pur și simplu valoarea brută la durata de serviciu normală. Și pentru a evita astfel de situații, să folosim funcția round. Cheltuiala cu amortizarea s-ar menține pe întreaga perioadă dacă nu s-ar finaliza durata de serviciu normal. Dar cum pentru portalul web în 3 ani de zile finalizăm procesul de amortizare, da, uitați, în 3 ani amortizarea acumulată ajunge la 20.000, 20.001 din rotunjire. Aș putea să scad unul acum în ultimul an, dar cred că pierd timp inutil, ne pierdem în detalii, având în vedere lipsa de semnificație a unui leu în tot ce am făcut noi aici. În orice caz, din anul al patrulea, valoarea amortizării este 0 și, bineînțeles, valoarea netă a portalului web va fi 0. Mai departe, folosesc aceeași formulă. Din nou, doar cu observația că pentru ultimul activ, pentru calculatoare, perioada de amortizare se finalizează înainte de începutul anului 4. Și am estimat cheltuielile cu amortizarea. Facem suma lor. Facem tabelul prezentabil. Dublu clic. Și ducem valoarea în
buget. Valoarea cheltuielilor cu amortizarea, aici. Eu sunt foarte încrezător că cineva mă și urmărește. Sper să nu mă înșel 100%. Suntem aici. Mulțumesc, îmi pierdeam încrederea. Bun. Cheltuieli cu telecomunicații, contabilitate. Cred că estimarea e extraordinar de simplă. Adică probabil că vom avea un buget pentru telefonie și internet pe lună de felul, nu știu, 50 de lei, 60 de lei, 100 lei. Așa că nu ar fi nimic sofisticat. Fac un tabel simplu. Și spun cheltuieli cu serviciile de telecomunicații. Telefonie și internet. Valoare medie lunară sau valoare lunară, valoarea lunară a abonamentului. Acum noi știm că avem un telefon, că avem două telefoane, două abonamente, că avem internet. Dar, din nou, dacă vă gândiți raportat la valorile mari pe care le-am estimat, faptul că va fi telefonul cu internetul 5 de lei în loc de 75 sau în loc de 80 nu va avea vreo semnificație, sincer. Abaterile vor fi de cu o altă mărime oricum. Deci nu cred că merită foarte multă atenție. Merită atenție, dar nu exagerată. Dacă aveți timp, nu pentru proiect. În practică, estimațiile pe fiecare, individual, cel puțin la nivelul ăsta. Eu prefer să o fac, să am o evidență cât mai completă. Dar multe dintre cele care vor urma nu vor avea valori mari și atunci nu vor afecta semnificativ performanța firmei. Adică, comparabil cu celelalte. Să spunem că ar fi, poftiți, 100 de lei pe lună. Număr de luni ale perioadei. Uneori nu avem perioade de 12 luni. Și valorile anuale. Și duc valoarea în buget. Servicii de contabilitate. Situația nu e foarte diferită. Copiez exact tabelul acesta. Să spunem că plătim, nu știu, 800 lei pe contabilitate. 1000, poftiți, nu știu. Scuze. Și le-am pus și pe ele în tabel. Energie, apă, canalizare, comisioane bancare și transport. Pentru energia electrică, în unele cazuri cheltuielile vor fi fixe, în alte cazuri variabile, în alte cazuri vor fi din ambele categorii.
Fixe variabile e o împărțire după dependența lor față de volumul de activitate. Adică în ce măsură cheltuielile anuale cu energie electrică au volumul de producție, în acest caz de brichete și peleți, drept factor determinant. În acest caz au, într-o foarte mare măsură. Trebuie să ne uităm la care sunt consumatorii pentru a putea să ne dăm seama. În acest caz, curentul electric consumat cu precădere de instanța de producție, de tocător și de presă. Deci, logic, producem mai mult, consumăm mai multă energie electrică, avem cheltuieli mai mari cu energie electrică. Numai că pe lângă aceste cheltuieli productive și automat variabile pe logica de mai devreme, vom avea și cheltuieli fixe. Curentul electric consumat de sistemul de iluminat din hală sau din partea din birou administrativ, de calculatoare și cam atât, că nu prea mai avem altceva din cât am pus noi acolo în buget. Mai mult ca sigur că de departe ele vor fi preponderent variabile. Așa că pentru a nu ne complica, le putem estima toate variabile. Ca să facem asta, am avea nevoie probabil să cunoaștem un consum mediu pe tona de produs, adică un fel de consum specific. Să aveți grijă, ceea ce sincer vă spun, în practică e teoretic ar trebui să se poată ști, practic foarte frecvent, aproape niciodată nu se va ști exact. Atunci când veți cumpăra utilajele, veți ști care este puterea lor instalată. Veți avea asta în fișa tehnică, asta vor ști să vă spună furnizorii de utilaj. Dar când îi veți întreba, bine, bine, dar cam cât consumă concret, lăsând la o parte puterea, cât consumă, care nu e același lucru. Nu le-a trecut prin cap întrebarea asta agenților de vânzări, niciodată niciunea. Vor spune, păi n-avem, nu să știm, depinde cât, cum le utilizați. Ok, dar dați-mi o medie. Dacă produc într-o oră la căște maximă, o tonă de brichete, cât e consumul? Nu veți primi un răspuns exact. O să-l știți după ce lucrați și veți vedea din experiență. Teoretic, ar fi logic să știți. Practic, de cea mai multe ori când vă faceți un proiect, nu veți ști exact. Dar puteți să fiți prin apropiere pe undeva, în baza parametrilor tehnici din documentație și, mă rog, în speranța că există cineva în echipă care a mai făcut așa ceva și are experiență. Cheltuieli cu electricitatea. Spun volum producției în metri cubi și efectiv adun la grămadă ca să nu fac patru tabele din nou. Toată producția. Adun mere cu pere, dar și merele și perele se măsoară în acest caz în metri cubi, deci pot să fac adunarea asta. Și are sens în sensul prin faptul că consumul, efortul făcut este comparabil, nu identic. Deci automat energia electrică, energia consumată. Ia să vedem producția. Dată. Trei și cu patru. Metri cubi, un tone, am definit un tone. Consum specific măsurat în kWh pe tonă. Zicem 20, poate. Consum total.
kWh. Tarif unitar. Lei pe kilowattoră, aici se va ajute cineva la câte companii sunt și ce diferențe de prețuri, mai ales pe cantități consumate. Nu sunt sigur. Ultima dată am văzut și pentru companii sub un leu, un 0,80, dar s-ar putea să greșesc. Cheltuieli cu electricitate, înmulțesc tariful cu volumul, cu consumul total. Mai departe am pus apă, canalizare, adică alte utilități, deși ele nu sunt utilizate în procesul de producție. Deci sunt mai și mai puțin importante. Vorbim deci de apă folosită în scop menajer. Se spală angajații pe mâini, merg la toaletă, consumuri total nesemnificative. Dar doar pentru exemplificare, avem, cred că am spus, 5 angajați. Mă duc la tabelul cu angajații. Nu, mai mulți. 9. Avem 9 angajați. E o afacere în care nu prea are sens să iau în calcul clienți, că nu se va întâmpla să stea mulți clienți în fiecare zi care să folosească toaletele. Dacă ar fi, ar fi nesemnificativ numărul lor. Deci preiau numărul de angajați, nu-l introduc, îl preiau ca întotdeauna. Consum mediu zilnic. Și aici există normative care estimează consumul de apă pe persoană pe un program de 8 ore. Nu mă aduc aminte exact, dar mai mult ca sigur că ar trebui să fie ceva de felul, nu știu, merge poate în medie de pe zi de 3 ori pe zi la toaletă, trage apa, deci nu știu, consumă câți ori fi 9 litri, se spală pe mâini, să zicem, poftiți 10 litri ori 3, 30 de litri pe zi. Număr de zile de lucru pe care l-am estimat, cred că undeva mai sus. De zile în care întreprinderea lucrează, dar oamenii mai au și concediu. Ar fi mai puțin, un picuț mai puțin dacă am face media zilelor lucrate, nu? De angajați. Un picuț mai puțin, ar fi poate 200, 200 și puțin. Așa, consum total. Consum mediu zilnic, îl măsor în litri. Consum total în metri cubi. 9 angajați ori 30 de litri pe zi ori 226 de zile împărțit la 1000, ca să măsurăm în metri cubi și nu în litri. 61 de metri cubi pe an, cum spuneam, va fi ceva nesemnificativ în total buget. Tarif unitar. Lei pe metru cub.
Depinde de unde ne alimentăm cu apă. Să mă ajute cineva, bănuiesc că la Coatim o fi undeva în jur de 7-8 lei acum. Nu mai știu exact și nu mai intru pe site-ul lor că am găsit, pun 8 lei. Cheltuieli cu apa. Foarte amuzantă că tocmai azi dimineața am fost să semnez un contract cu Aquatimul. Trebuia să mă uit în contract la tarif. Și aici ar trebui să rotunjesc, să nu apară decimale după aceea și nu mai știu de unde vin. Pentru canalizare. Apa preluată și consumată din rețea, evident, e contorizată, dar apa care e deversată în canalizare nu e contorizată în mod direct. Există de obicei un sistem de calcul. Se presupune că din total apă preluată din rețea e deversată înapoi în canalizare în proporție de, nu știu, 90% sau cam așa ceva, la care se adaugă apa pluvială, apa din ploi care cade pe parcela noastră. Deci probabil că undeva la o valoare asemănătoare, la o cantitate asemănătoare cu cea consumată din rețea se va ajunge pentru estimarea volumului deversat în rețeaua de canalizare. Și atunci, pentru a nu ne complica, folosesc exact același volum. Sau ca să nu fie confuzii când o să uitați asta, vă uitați 95%. Să vedeți că am folosit ceva diferit, da, probabil că e foarte apropiat. Care va fi de asemenea foarte asemănător, 157 lei. Și cheltuieli anuale cu serviciile de canalizare. Preiau valorile în buget și pentru curentul electric, și pentru apă, și pentru canalizare. Comisioanele bancare, dacă ne îndatorăm, am avea nevoie să construim un grafic de rambursare și facem o simulare imediat, dacă veți avea răbdare. Sar puțin prin urmare peste ele și trec la cheltuielile cu servicii de transport. Acum, discuția poate fi mai lungă, poate că avem nevoie de transport și la aprovizionare și la desfacere. Vă las doar ca exemplu
fac o simulare eventual pentru situația în care am avea nevoie de servicii de transport la, nu știu, desfacere. Bănuiesc că aș avea nevoie să estimez total cantități și distanțe de transport, tarif pe, nu știu, pe tonă, pe kilometru. Cum aș putea să fac asta? În ce privește cantitatea totală transportată, am deja volumul de vânzări estimat de atunci când am estimat veniturile. În ce privește distanțele, n-am de unde să știu sigur. În situații mai stabile, poate că am deja, cunosc deja clienții principali, am deja relații cu ei din anii trecuți și poate că știu măcar în proporție de, cine știe, 50, 60, 70% către ce puncte fac livrările. În alte situații, nu pot decât să estimez. Fac livrări, să spunem, în județ. Atunci, nu știu, mergând pe o rază de 50, 60, 70 de kilometri, estimez o rată medie la transport. Haideți să vedem volum. Produse transportat, măsurate în, nu știu, metri cubi, în tone, scuze, iarăși. Și îl preiau de unde am avut estimarea. Aici. Transporturi. Distanță medie transport. Metri pe transport, pe deplasare. Să zicem, nu știu, dus întors 50 de kilometri. Distanță totală parcursă. Sau nici măcar, că nu este un carburant, avem servicii de transport. Tarif mediu. Cheltuieli cu servicii de transport.
așa cum le-am definit, ar fi cheltuieli variabile, adică variază odată cu variația volumului de activitate, măsurat prin volumul producției vândute. Încă o dată numim variabile cheltuielile care au ca factor determinant volumul de activitate, motiv pentru care variază proporțional cu acesta. Acum, au rămas cheltuielile cu comisioanele bancare, cheltuielile cu dobânda, ambele rezultă din graficul de rambursare, și au rămas veniturile din subvenții, care au legătură cu cheltuielile cu amortizare, așa cum la început povesteam. Mai degrabă aș începe cu veniturile din subvenții, aș merge mai departe cu ele, pentru că din această fază cred că sunt mai simplu de făcut. Mă duc la tabelul cu cheltuielile cu amortizarea. Am estimat anual, în primul an cel puțin, cheltuieli cu amortizarea de 88.292. Lunar, vă spuneam că se înregistrează, lunar și mă rog, pe aceeași logică anual, înregistrăm cheltuielile cu amortizarea și concomitent recunoaștem asupra veniturilor câte o bucățică proporțională din subvenții. Acum, dacă aceste active ar fi susținute, finanțate integral din fonduri nerambursabile, 100%, ceea ce ca regulă nu e cazul, ați văzut că tot timpul avem și o contribuție proprie, de cât o fie 5, 10, 20, 30%. Dar dacă sunt și situații, sunt și programe cu finanțări de 100%, dacă aceste investiții ar fi finanțate integral din fonduri nerambursabile, atunci automat am recunoaște asupra veniturilor venituri din subvenții pentru investiții egale cu cheltuielile cu amortizare. Dacă a existat o contribuție proprie de 10% și automat finanțarea a fost făcută în proporție de doar 90% din fonduri nerambursabile, veniturile lunare și mai departe anuale din subvenții pentru investiții ar fi recunoscute la un nivel de 90% din cheltuielile cu amortizare, adică mereu la nivelul cotei finanțării nerambursabile. Deci, fac aici puțin de loc și asta și trec aici, cota finanțării nerambursabile, rata finanțării nerambursabile, cred că s-a avut în vedere aici aplicarea pe programul regional, din câte mă aduc aminte, cu finanțare de cât era 76% parcă pe Timiș, că sunt ratele diferite. Deci automat venituri anuale din subvenții pentru investiții. Ori valoarea cheltuielilor cu amortizare. Și le preluăm în buget. Ne mai ocupăm acum de cheltuielile cu comisioanele bancare și cheltuielile cu dobânda. Așa cum arată bugetul, discutăm. La final, arată teoretic ar putea părea că e rezonabil, practic destul de rar se întâmplă să fie așa de bine, către niciodată. Deci am fost probabil că prea optimist raportat la practică, aș zice eu. Să spunem că din acest buget de investiții un milion
80.000, atât este. Utilizăm fonduri nerambursabile, dar sigur că terenul nu este eligibil. În rest, ar fi eligibil tot. Prin urmare, hai să vedem. Scriu aici în dreapta ca surse de finanțare. Subvenție. Credit, fonduri proprii, capital propriu. Dar ar trebui înainte să împărțim cheltuielile ineligibile și neeligibile. Toate, spuneam, sunt eligibile pe programul regional vest, mai puțin terenul. Așa. Rata subvenției nerambursabile, am zis 76%, nu mă duc, sau 74%, nu mă duc aminte dacă cineva vrea să verifice. Dacă o introduc aici, o preiau automat aici, în formulă. Să nu fie de două ori introdusă. Deci, din total cheltuielile eligibile, subvenția, mă rog, rata finanțării nerambursabile de 76% și subvenția ar fi de 76% ori valoarea cheltuielilor eligibile. Așa mai bine. Și acum, hai să spunem că capital propriu egal total minus subvenție minus credit. Credit egal total minus subvenție minus capital propriu. Cumpărăm terenul integral din capital propriu sau îl avem, îl ducem ca port. Portalul web îl facem iar așa din surse proprii. Fonduri nerambursabile, dar pentru aceste utilaje hai să zicem că acestea le facem din credit bancar. Deci am vorbit de credit de 212.000
400. Bun. Avem nevoie acum de un grafic de rambursare. Sold inițial. Pentru fiecare lună va trebui să plătim principal, dobândă, comisioane. Comisiune de gestiune. Serviciul datoriei, zic. Sold final. Acum spun aici valoare credit și o preiau din buget 212.400, perioadă credit 5 ani, ceea ce înseamnă de luni. Perioada de grație 10 pe moment 12 luni. Rata dobânzii. Comisiune, gestiune. Condiții în care facem graficul pe 60 de perioade. Avem sold inițial, să spunem că ar fi, începem implementarea, când am zis, în ianuarie 2024, nu, ianuarie 2025 și o finalizăm în decembrie 2026. Începem cu un sold simplificat egal cu valoarea creditului. Soldul final va fi mereu egal cu soldul inițial al lunii minus principalul plătit. Și duc formula pentru soldul inițial până la capăt. Soldul final, îmi cer scuze. Soldul inițial al lunii următoare va fi egal cu soldul final al lunii precedente. Și duc formula până la capăt. Deocamdată așa arăta graficul dacă n-am face nicio plată. În fiecare lună plătim dobândă cât de mare. Aplicăm rata lunară a dobânzii, nu anuală,
la soldul inițial al lunii. Pun aici un dolar să păstrez legătura. Comisionul de gestiune, în condiții foarte similare, rata lui aplicată la soldul inițial al lunii. Serviciul datoriei înseamnă plățile de principal și dobândă pe lună, fără comision. Iar principalul e bucata de credit pe care o rambursăm în fiecare lună. În mod normal, dacă rambursăm timp de 60 de luni, automat rata de rambursare, rata de principal, valoarea principalului, valoarea lunară principalului va fi aceeași. E regula cea mai frecvent aplicată la creditele bancare acordate pentru întreprinderi. La persoane fizice nu e așa, dar e o discuție, nu știu dacă are sens să intrăm acum în ea. Însă, ceea ce se poate întâmpla la întreprindere ar fi să capete o perioadă de grație. Ar avea sens o perioadă de grație, adică o perioadă în care nu rambursăm principal, în perioada în care facem investiții, adică în perioada de implementare. Să spunem că am început la ianuarie 2025 și durează implementarea până în decembrie 2026. 2 ani de zile lucrăm la investiție, construcție plus cumpărare, montare, testare, utilaje, dar evident nu generăm venituri pentru că nu le-am pus în exploatare investițiile. Negociem cu banca să începem să rambursăm principal doar din momentul în care începe și exploatarea și automat sperăm noi cel puțin să generăm venituri și încasări. Deci am stabilit aici o perioadă de grație de 12 luni, ne vom putea juca cu ea. Ar însemna că în prima 12 luni nu plătim principal. Hai să facem o formulă eventual. Cât timp luna în care ne aflăm este mai mică sau chiar egală cu perioada de grație, plățile de principal să fie egale cu 0. Din momentul în care nu mai e îndeplinită condiția, să plătim principal cât de mult, valoarea creditului împărțită la perioada de rambursare, care va fi perioada de credit minus perioada de grație. Ar trebui să iasă ceva acum. Mai să punem și să blocăm celulele. Bun. Și asta ar însemna că începem să plătim din luna 13. Dacă ne jucăm cu perioada de grație, să spunem că primim pe 3 luni, începem să achităm din luna 4. Dacă primim perioada de grație pe 24 de luni, în simularea noastră ar fi întreaga perioadă de implementare, începem să plătim principal din luna 25, adică de la 1 ianuarie 2027. Acum, în grafic avem automat dobânda și comisionul de gestiune pe care doream să le punem în bugetul de venituri și cheltuieli. Atenție însă, aici n-a fost chiar așa cum am zis, din ianuarie 2026 am zis că începem exploatarea. În fine. Atunci să zicem 12 luni cu integrație, ca și cum s-ar face în 12 luni investiția. Ceea ce nu cred că s-ar face sub nicio formă o astfel de investiție în doar 12 luni cu fonduri nerambursabile. Atenție prin urmare că anul 1 din graficul de rambursare, acesta, nu, lunile de la 1 până la 12, este anul 1 din, nu este anul 1 din planificare, e anul 0, anul de realizare a investiției. Deci anul 1 de exploatare este anul 2 din acest grafic. Hai să vedem cât avem plăți de dobândă și comisioane.
pe primele 12 luni. Și 4, 36, 48 și cu 60. Și acum, dobânda pentru anul 1 de exploatare ar fi aceasta. Comisionul acesta. Anul 2. Anul 3. Și la final de an 4 din perioada de exploatare se termină și graficul de rambursare. Preiau aceste valori acum în bugetul de venituri și cheltuieli. Cheltuielile cu comisioanele bancare, care sunt cheltuieli de exploatare conform reglementărilor contabile, și cheltuielile cu dobânda, care sunt cheltuieli financiare, dacă vă gândiți la structura contului de profit și pierdere. Și avem acum un buget de venituri și cheltuieli cea mai complet. Sunt convins că vom găsi alte cheltuieli pe care le-am putea adăuga, dar cred că este mai mult decât suficient și subliniez, mă aștept să nu faceți atât de detaliat. Mă aștept să văd 4, poate, cheltuieli mai importante. În acest caz ar fi poate cu materia primă, salarii brute, contribuția, amortizare. Dacă ați făcut atât, e, zic, suficient. Adică știți ce înseamnă să faceți și, cum am spus, nu e un scop în sine să facem proiect doar de planificare. Am făcut un exemplu ceva mai complet ca să îl aveți, să știți să lucrați dacă e necesar, dar nu mă aștept să faceți la fel detaliat în proiect. De altfel, v-am și prezentat acolo vreo 2-3 pagini maxim pentru planificare special, ca să nu pierdeți prea mult timp cu asta. Dar am vrut să vă arăt, să înțelegeți, să știți să faceți dacă va fi nevoie în practică. Da, spuneam mai devreme cât de realiste sunt aceste estimări. Probabil că atunci când veți face proiectul, vă stabiliți niște obiective demne pentru un proiect. În realitate, dacă vă uitați pe datele firmelor, veți vedea că rar se întâmplă să meargă atât de lin, atât de bine de la început. Marea majoritate încep mult mai târziu decât vor fi estimat, înregistrează pierderi, de obicei vânzări mult mai mici decât au estimat și se chinuiesc în primii ani de funcționare. Dacă supraviețuiesc, se dezvoltă. Multe dintre ele nu supraviețuiesc. Dar, mă rog, estimarea are, să zicem, ar putea avea sens. Din nou, ea înseamnă o planificare, obiective, să sperăm cât mai bine fundamentate, nu înseamnă o ghiceală. Încercăm să ne ținem de ele în practică, mai mult ca sigur că nu va ieși exact așa, ideal ar fi să nu fim foarte departe. Bun, reiau foarte pe scurt ce am făcut. Am estimat veniturile pe categorii, am estimat cheltuielile pe categorii, am construit un buget de venituri și cheltuieli, ceea ce este echivalentul unui cont de profit și pierdere. Diferența e aceea, așa cum spuneam, că un cont de profit și pierdere e structurat după reglementările contabile în vigoare.
Deci e mai standardizat. Ar fi un minus, nu ar fi un plus pentru noi. Un astfel de buget ne prezintă mai clar, mai detaliat veniturile și cheltuielile pe categorii. Dar n-ar putea fi aplicat pentru orice întreprindere, pentru că nu orice întreprindere are venituri din vânzarea de pereți din paie sau din brichete din crengi. De asta e nevoie de o structură standardizată care să fie aplicabilă tuturor întreprinderilor din România, care sunt acum vreo 920.000, cred că. Societăți comerciale, că întreprinderile sunt și mai multe dacă luăm și ei, și IF-uri, și PFA-uri, și eventual asociații și fundații. Bun. Dacă aveți întrebări legate de planificare și legate de construcția unui astfel de buget, eu mai vreau să vă arăt după aceea doar, și nu va dura mult, va dura 5, 6, 7 minute, cum să construiți un tablou de fluxuri de numera. Dar înainte de asta, dacă aveți întrebări, ce din asta nu știți să faceți pe proiectul vostru? Subliniez, sugestia mea este să luați foaia aceasta la care aveți acces, să vă multiplicați, da? Clic dreapta, foaie de calcul nouă, asta o fi. Și unde e? Domn profesor, am eu o întrebare. Da, sigur. Înregistrarea de cursul de săptămâna trecută nu a fost salvată, nu e pe platformă. Da, e salvată, am văzut. Nu știu de ce platforma a dat eroare, că ar trebui să pună link-ul automat. Ce o să fac când s-a întâmplat chestia asta, ce am mai făcut, o să pun link-ul eventual pe YouTube, că trebuie să-l găzduiesc undeva și vă dau... și vă pun linkul pe platformă. Nu știu de ce, nu, ar trebui să o recunoască, de obicei o recunoaște automat. Platforma caută automat în drive-ul meu, o găsește și o face accesibilă. Nu știu de ce nu o găsește, dar este. O să vă pun link, o să fac varianta a doua. Și o să vă pun linkul. Bine, mulțumesc. Da, deci sugestia, creați un duplicat pentru foaia aceasta. Așa. Și atunci vă mențineți ce vi se aplică de aici. Un tabel, două tabele cu venituri. Subliniez, ținta nu este, dacă făceam o materie de un semestru doar de planificare financiară, da, intram în detaliile acestea, făceați fiecare cum am făcut acum eu. În practică, cel mai frecvent în proiectele pentru fonduri nerambursabile, planificările se fac mai simplificat decât am făcut eu acum. Deci, în regulă. Dacă făceam un semestru, făceați toți cam așa cam ce am făcut eu acum în esență. Nu e necesar, nu asta vă cer. Am vrut doar să vedeți despre ce este vorba. Că vrem să facem din toate câte puțin, având materie de accesare, nu avem doar planificare sau doar marketing sau nici măcar doar plan de afaceri. Deci, sugestia mea este să copiați această foaie, vă păstrați. Vă gândiți câte tipuri de venituri aveți, câte categorii de produse vreți să faceți, una, două, trei. Sper că o să vi se potrivească cât de cât logica pe care am aplicat-o aici. Dacă nu aveți producție fizică și aveți servicii, nu știu, luați număr de clienți, ori tarif pe client, sau faceți, nu știu, număr de zile lucrate, ori un număr mediu de clienți pe zi, ori tarif pe client și ajungeți la venituri. Deci nu mă aștept la ceva nu știu cât de detaliat. Ceva de felul acesta. Un tabel în care să puneți 2-3 factori mai importanți care stau la baza veniturilor. La cheltuieli, veți avea cu toții cheltuieli cu salariile brute, deci păstrați tabelul pe care l-am făcut eu și înlocuiți-vă doar denumirile posturilor și numărul de angajați. Dacă aveți nevoie de mai puține linii, să spunem două linii, ștergeți, poftiți ultimele două. Nu vă speriați, le ștergeți automat și de aici. Și gata. Contribuție se calculează automat că sunt legate. Aveți clădire, îi puneți doar valoarea și calculați impozitul automat.
Dacă aveți materii prime, încercați ceva similar cu ceea ce am făcut eu, dar sugestia mea este să vă rezumați la cheltuieli cu, la o categorie, două de venituri, la cheltuieli cu salariile brute și contribuțiile, copiind tabelele pe care, păstrând tabelele pe care le-am făcut eu și doar înlocuind denumirile, la cheltuieli cu amortizarea, că aveți nevoie de ele și pentru venituri, și eventual dacă aveți cheltuieli cu materii prime sau alții, mă îndoiesc că o să aibă cineva cheltuieli cu mărfurile, că nu prea e pe nimic eligibil comerțul. Deci, 4, 5, 6 tabele pe care mai departe le centralizați într-un astfel de buget de venituri și cheltuieli. Asta vă sugerez. Șterg această foaie pe care am creat-o doar ca exemplu. Dacă fac planificarea financiară, de obicei am nevoie să estimez fluxuri de numerar. Deci nu uitați, acum am estimat venituri și cheltuieli. Veniturile și cheltuielile sunt baza pentru calculul rezultatului, profit sau pierdere. Fluxurile de numerar înseamnă intrări de numerar și ieșiri de numerar. Intrări de numerar, deși or fi semănând poate cu veniturile, nu sunt musai venituri. Iar ieșirile, deși ar putea să semene cu cheltuielile, nu sunt neapărat cheltuieli. Spre exemplu, am simulat mai devreme un grafic de rambursare. Grafic în care, iată, avem și plăți de principal în fiecare lună și automat în fiecare an. Avem plăți de principal, dar nu există cheltuieli cu principalul. Plătesc principal înseamnă că rambursez o parte din capital, din credit, către bancă. Nu e o cheltuială. Am plată, n-am cheltuială. La fel, sau mă rog, la fel, cumva în oglindă. Am cheltuieli cu amortizarea. Unde sunt, că nu le văd? Undeva, aici. În fiecare an vom avea cheltuieli cu amortizare, dar nu vom avea niciun fel de plăți aferente lor. Pentru ce sunt aceste cheltuieli cu amortizare? Ele sunt expresia consumului anual, uzurii anuale, deprecierii anuale. A cui? A acestor active, mai puțin terenul, desigur. Plata pentru ele, pentru aceste active, o vom fi făcut la început, în perioada de implementare, înainte de această planificare, care, repet, începe după finalul implementării. Deci plata pentru activele imobilizate o facem înainte de tot acest tabel cu venituri și cheltuieli. De-abia de când dăm în exploatare activele imobilizate, începem să avem cheltuieli cu amortizarea lor, în fiecare lună, în fiecare an de exploatare. Dar concomitent nu avem plăți. Deci e un motiv pentru care cheltuielile cu amortizarea sunt numite cheltuieli nemonetare, că nu implică plăți. Nu știu dacă sunt atât de diferite precum ar părea la prima vedere. La o adică, am putea la fel de bine să cumpărăm, așa cum, să spunem, vom fi cumpărat presa sau uscătorul, am putea să cumpărăm în perioada de implementare cantități foarte mari de, nu știu, rumeguș ca materie primă. Cumpărăm rumeguș de 100.000 de euro, de 500.000 de lei. Facem plata în implementare. N-avem niciun fel de cheltuieli cu rumegușul, întrucât cheltuielile sunt expresia consumului. Noi am cumpărat rumegușul, l-am plătit, l-am aprovizionat, dar nu l-am consumat. Avem plăți, dar nu avem cheltuieli. La fel ca și pentru presă. Am cumpărat-o, am plătit-o în implementare, dar n-am consumat-o. N-avem cheltuieli, avem plăți. Începem să producem brichete și avem suficient rumeguș ca să producem brichete timp de, ce știu eu, 2 ani de zile. Timp de 2 ani, cu presa, procesăm rumegușul și producem brichete. Consumăm presa, nu? Încet, încet, se depreciază. Și ca expresie valorică a acestui consum, înregistrăm cheltuielile cu amortizare. Dar nu plătim nimic nimănui. Am făcut plata pentru presă cu un an, doi înainte, când am făcut investiția. Rumegușul, îl consumăm luni de lună, consumăm din el. Înregistrăm ca expresie acestui consum cheltuiala cu materia primă. Dar nu plătim nimic nimănui în acele luni, timp de 2-3 ani, până când gătăm tot stocul.
că plata am făcut un perioadă de implementare. Deci, lumea separă cheltuielile cu amortizarea de restul cheltuielilor, numindu-le nemonetare. Dar adevărul este că toate cheltuielile cam sunt nemonetare. Doar că cele mai multe cheltuieli sunt mult mai apropiate în materie de moment al înregistrării de plăți. Adică cel mai frecvent nu cumpăr materie primă care să mă ajungă pe 2 ani, ci cumpăr acum, o consum poate în luna următoare, deci cheltuiala și plata apar, chiar dacă nu se suprapun perfect, apar destul de apropiat. Bun, astea fiind spuse, pe proiecte de obicei avem nevoie să planificăm separat fluxurile de numerar, încasările și plățile, în particular cele din exploatare, să ajungem să cunoaștem fluxul de numerar net din exploatare și avem această nevoie pentru că, de obicei, e nevoie să facem o analiză a fezabilității investiției. Adică să măsurăm în ce măsură ea este fezabilă din punct de vedere financiar. Uneori chiar și mai mult decât financiar, dar asta e o altă discuție foarte diferită. De obicei financiar. Și pentru a măsura fezabilitatea, performanța financiară a investiției, folosim niște indicatori pe care presupun i-ați mai întâlnit la gestiune financiară sau management financiar în ciclul de licență. Și anume, valoarea actualizată netă, rata interne de rentabilitate, indicele de profitabilitate, perioada de recuperare a investiției, eventual raportul costuri-beneficii sau beneficii-costuri. Presupun că ați întâlnit acești indicatori și dacă ați făcut-o, cred că sunt șanse mari să fi folosit cumva mai teoretic. Să fi luat niște valori, să fi făcut niște calcule, dar să nu fi construit un proiect cap-coadă. Dacă așa a fost, atunci poate că n-ați corelat până la capăt utilitatea lor cu ceea ce noi am început să discutăm în acest semestru aici, proiect de investiții. Ideea este că aș vrea să validez proiectul meu din punct de vedere financiar printr-un van, o valoare actualizată netă, cum, mai mare decât 0. Sau o rată internă de rentabilitate mai mare decât rata de actualizare, adică decât randamentul așteptat de către mine, sau cel puțin egal. Pentru a calcula acești indicatori, în esență ce facem? Comparăm valoarea investiției, care valoare în cazul nostru aceasta, 1.080.000, cu ce? Cu efectele financiare ale exploatării acestei investiții pe întreaga perioadă de exploatare. Aceste efecte se văd sub forma fluxului de numerar net din exploatare sau net operațional. De aceea, de obicei, e nevoie să le estimăm. Și atunci, recomandarea este ca, pornind de la acest buget de venituri și cheltuieli, și haideți să vedem, îi copiez pur și simplu formatul, sau cred că o să fac loc aici mai jos, chiar sub el. Îl copiez și îl voi transforma într-un tablou de fluxuri de numerar. Niciodată nu las un lucru introdus de două ori. Scuzați-mă. În bugetul de venituri și cheltuieli am vrut să punem toate veniturile anuale, toate cheltuielile, să tragem linia și să calculăm într-un final rezultatul net al exercițiului. În tabloul de fluxuri de numerar, obiectivele sunt asemănătoare. Vrem însă să calculăm fluxul net de numerar operațional. Asta și zic pe ultimul rând, automat, flux de numerar net operațional. Acest flux, acest indicator se calculează ca diferență nu între venituri și cheltuieli, ci între încasări și plăți, în esență din exploatare. Am zis operațional și nu de exploatare, cuvântul este aproximat de către mine.
pentru că vreau să introducem între plăți și cheltuieli și plățile, pardon, cu impozitul pe profit sau pe venitul micro-întreprinderilor, ceea ce îl face să fie un pic diferit de exploatare. Are chestia asta în plus, cel puțin. Bun. Deci, ce vom face? De la contabilitate, probabil știți că există două abordări de bază în construcția de tablouri de fluxuri de numerar. E metoda directă și ar fi cea indirectă. Încep cu cea indirectă pe care nu o aplicăm ca să o pun deoparte. Cea indirectă e cumva mai de nevoie. Se aplică de nevoie, din lipsă de informații. Ce face ea? Pleacă de la contul de profit și pierdere sau eventual de la o balanță de verificare de la informație din conturile de clasele 6 și 7 și încearcă cumva să facă tratamente la venituri și cheltuieli pentru a le, exagerez dacă spun, transforma în încasări și plăți, pentru că nu va face asta. Ideea este că se aplică tratamente la venituri și la cheltuieli pentru a ajunge cât mai aproape de ceea ce ar însemna încasări și plăți. Cel mai frecvent, nici măcar nu se face asta, ci se aplică, se poate de la rezultatul net al exercițiului sau eventual cel din exploatare și se aplică tratamente importante, cele mai, să fac ajustările mai importante la el pentru a ajunge la fluxul de numerar net sau cel net din exploatare. Nu e foarte utilă. Scopul până la urmă e acela de a înțelege clar cum s-a format surplusul, fluxul numerar, că valoarea lui o știm post factum, este pur și simplu variația trezoriei de activ, adică poziției, casa și conturi la bănci plus investiții pe termen scurt din bilanț. Deci post factum, dacă vrem să facem asta, știm. Previzional, dacă am prezentat bilanțul, iarăși știm. Utilitatea tabloului este aceea de a explica modul în care s-a format acea variație, s-a produs acea variație a trezoriei nete, trezoriei de activ, pardon. Și dacă aplicăm o dată indirectă, facem un tabel cu tot felul de variații, dar nu se ne ducă mult mai aproape de cunoaștere, de obiectivul ăsta. Nu e nevoie să o facem, putem aplica noi, pe datele pe care le avem, putem face niște metode prin metodă directă. Și ceea ce vom face va fi să încercăm să transformăm pur și simplu fiecare venit în încasare, fiecare cheltuială în plată, făcând ajustări dacă e necesar. Acum, avem venituri din, în prima fază, pur și simplu preiau valorile din bugetul de venituri și cheltuieli. Ca după aceea să facem, dacă este cazul, tratamente. Și acum, în loc de venituri, voi zice încasări. Nu va fi așa în toate cazurile, dar deocamdată schimb denumirile. În loc de cheltuieli, voi spune plăți.
Aici am avea automat flux de numerar din exploatare. Flux de numerar net din exploatare. Dobânda nu ne va interesa. Ar fi fluxuri din agregarea financiară. Sau hai să zicem plus din exploatare, plăți cu impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor, să nu ne complicăm, și după aia zic plăți operaționale. Ca suma între exploatare și impozit. Și flux zenar net operațional ca diferență între încasări din exploatare și plăți operaționale. Acum, numai că le-am schimbat denumirea, nu înseamnă că într-adevăr există o corespondență perfectă. De ce nu ar fi așa? De ce s-ar putea ca încasările din vânzarea de brichete din Rumeguș să nu fie egale cu veniturile din această activitate? Hai să spunem că vindem brichete din Rumeguș în anul de 675.000, așa cum am planificat noi. Înseamnă că și încasăm 675.000? Depinde, nu neapărat. Dacă vindem brichetele din Rumeguș mereu cu banii jos, bănuiesc că veniturile vor fi egale cu încasările. Dar dacă vindem către, nu știu, alte întreprinderi, către instituții publice, cu plata la termen, adică vindem, facem livrarea, tăiem factura, dăm termen de plată, nu știu cât, o lună, clienții plătesc uneori la timp, altor plătesc și cu întârziere, la nivelul unui an vom avea diferențe, adică poate vom fi vândut de 675.000 în anul 1, dar până la final de an vom fi încasat doar 610.000. Rămânem la final de an cu o creanță de 65.000 de lei în acest exemplu. Dacă ar fi să construim bilanțul contabil, în activ la poziția de creanță am avea 65.000 de lei creanțe față de clienți, pe care e de presupus sau măcar de sperat că îi vom încasa în anul 2. Dacă din tot ce vindem în anul 2, cei 1.012.500 vânzări de brichete din Rumeguș în anul 2, încasăm tot, dar mai încasăm și creanțe de 65.000 din primul an, s-ar putea ca încasările din anul 2 să fie mai mari decât veniturile din anul 2. Deci, din astfel de motive, datorită variației creanțelor față de clienți, datorită practicării de credite comerciale, acordării de credite comerciale, s-ar putea să apară diferențe între venituri și încasări. E un motiv. Un alt motiv ar putea să fie TVA-ul. Dacă colectăm și TVA, noi când vindem, ce facem? Facem 411.1 la următoarele, 701 cu 4427. Adică pe lângă venituri se mai adaugă și TVA-ul colectat, pe care da, mai departe, mă rog, îl deducem poate parțial, îl plătim diferența către bugetul de stat. Deci mai apare și TVA-ul în acest circuit de plăți. Nu e vreun motiv să intrăm în detaliile astea acum. Putem dezbate pe ele, putem face ajustări, să-l mai cizelăm. Dar propunerea mea este să considerați pur și simplu veniturile din vânzări de produse sau servicii sau lucrări sau mărfuri drept egale cu încasările.
să ignorați eventuale decalaje de termen de plată, vreau să spun, și circuitul TVA-ului. Deci să agreem că încasările sunt egale cu veniturile. Totuși o excepție va fi întotdeauna, cea subvențiilor pentru investiții. Aici nu se poate. V-am explicat mai devreme cum se formează veniturile din subvenții pentru investiții. Încasarea s-a făcut garantat în perioada de implementare, pe când veniturile se înregistrează în exploatare. Deci pur și simplu șterg această linie sau eventual o las aici, dar o las cu zero ca să știți mai departe când vă uitați. Nu este cazul. Eu am explicat de vreo două ori, dacă n-ați înțeles, întrebați-mă, nu mai vreau să explic încă o dată, doar nu vreau să plictisesc, mă gândesc că s-o fi înțeles. Dacă nu, nu ezitați să mă întrebați de ce e așa. La plăți, povestea este aceeași. Teoretic, aș putea să cumpăr rumeguș acum, să-l plătesc peste o lună, dar să-l consum peste un an și automat să fie decalaj între momentul apariției cheltuielii. Cheltuiala apare când apare consum, pentru că ea asta este. Este consumul în expresie valorică, reflectă consumul. Plata poate fi făcută altă dată, mai înainte sau după. Din nou, propun să nu ne complicăm cu așa ceva și subliniez, nu e că propun să facem ceva mult mai simplu decât în practică. În practică vă garantez că aproape niciodată nu se gândește lumea la decalajele astea într-un proiect depus pentru finanțare. Deci în niciun caz nu vă prezint ceva simplificat față de ce se face în practică. Dar vreau doar să scot în evidență că se poate face mai atent și mai detaliat. Bun, la salarii, decalaje minore, aici e în regulă, dar ajunge la amortizare. Clar, cheltuielile cu amortizare nu implică plăți în perioadele respective, că după cum ați văzut, plățile pentru activele imobilizate care generează cheltuielile cu amortizarea se vor fi făcut înainte de această perioadă pe care o semnă aici. Deci și plățile cu amortizare, nu există plăți cu amortizarea. Nu știu dacă să le scot cu totul, le-aș lăsa ca și acolo cu zero, dar adică e are o gafă să și zici plăți cu amortizare. Le fac cu roșu și pe ele și pe veniturile din subvenții. Le șterg cu totul. Nu există așa ceva. În rest, ar putea să rămână. Așa că, dacă veți compara acum fluxul de numerar net operațional cu rezultatul net al exercițiului, fluxul net e mai mare, pe de o parte, datorită eliminării cheltuielilor cu amortizarea, da? E adevărat, am eliminat și veniturile, dar erau mai mici veniturile din subvenții pentru investiții și, în plus, n-am luat în calcul cheltuielile cu dobânda. Deci, din aceste motive, fluxul de numerar net operațional este mai mare decât rezultatul net al exercițiului financiar, în cazul nostru, în orice caz. Bun, cam asta ar fi. Nu faceți așa de complicat. V-am arătat într-o formă nu cea mai complicată, dar v-am arătat mai multe lucruri acum. Nu mă aștept să faceți la fel de detaliat. Am vrut doar să vedeți despre ce este vorba. 4-5 tabele, poate unul cu venituri, 3-4 cu cheltuieli. Dacă iese în felul ăsta, e minunat. Dacă e nevoie să faceți 2-3 în plus, le faceți. Ați văzut că nu e nu știu cât de greu, dar încercați să simplificați. Nu mă aștept de la voi să faceți o planificare detaliată. Nu este ăsta scopul unic al materiei. E o fracțiune din ceea ce facem. Bun.
Mie nu știu dacă v-ați dat seama, îmi place partea asta foarte mult, așa că aș avea tendința să merg mai departe, să vă arăt cum se face analiza fezabilității. Mă opresc însă aici, dacă cineva vrea să mă întrebe, cu mare plăcere detaliez. Dacă aveți alte întrebări, vă rog, puneți-le voi. Că nu vreau să dau subiectului prea multă importanță doar pentru că îmi place mie. Nu am neapărat o întrebare, doar am vrut să vă spun că eu am uitat să-mi pun prezența la seminar, dacă puteți să mă ajutați. Da, da, hai că păstrez ecranul și îmi spuneți ceilalți dacă mai e cineva care nu e pus prezent. Îmi spuneți. Da, vă rog, spuneți-mi acum numele cei care sunteți cu roșu, nu sunteți puși și sunteți prezenți. Denisa Bolgan. Altcineva? Șase figurați acum ca prezenți, sunteți șase, sunteți cinci, cineva a fugit. Bun. Dacă aveți pentru mine întrebări. Oare ați putea rămâne la final 2 minute? Cu siguranță. Stabilesc ca deadline următoarea întâlnire să încărcați planificarea financiară? Ia să vedem. Ați încărcat ultima dată proiectul cu planificarea de piață aici, partea a treia. Și să punem aici secțiune pentru a încărca proiectul cu partea a patra, cu planificarea financiară. O fi 12 ianuarie. Termen de predare 12 ianuarie. La ora 6 când începe cursul, ca de obicei.
Bine. Cam asta ar fi. Nu sunt alte întrebări. Dacă nu sunt, propun să ne oprim aici. Ne vedem după sărbători, așa că sper să apucați să vă relaxați, să aveți sărbători cât mai liniștite. După sărbători ne vedem, încărcați planificarea financiară, discutăm în ultimele două săptămâni evaluarea proiectelor și în sesiune doar le prezentați. Sper că va fi o formalitate pentru că ați lucrat la ele pe parcurs. N-ar trebui să avem niciun fel de probleme. Sărbători fericite și un an nou minunat, vă doresc. La fel, vă mulțumesc pentru tot timpul. Da, voi ați să vorbiți cu mine. Da, nu știu dacă mai... Să oprim și înregistrarea.